Serios, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, cumva, încheiem excursia noastră de Sicilia și suntem pe coasta de est și ne întoarcem spre Palermo. Chiar dacă ploile ne-au încurcat un pic planurile de acasă și nu am reușit să ne bucurăm de plajele din Sicilia, am reușit să ne umplem zilele destul de fain și am văzut câteva atracții care le împărtășesc alături de voi. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursurile și din călătorile mele. Don Pepino, il gelato originale siciliano numero 1 in Italia. Am ajuns în Marzamemi. Afară că aproape am murit toți și am îngropat undeva pe aici. Ce fain că e stațiune, nu intre nimeni în stațiune, lași mașina la intrare, 3 ore toată ziua și după aceea te plimbi pe aici, prin cimitirul ăsta. Să vă spun, eu n-am murit toți. Sunt deschise magazine, sunt deschise cafenelele, sunt turiști, numai că vremea nu este foarte prietenoasă. 5 turiști maxim, noi 3 și încă 2. Da, eu în față văd cel puțin 8, dar hai să fim, să fiți. Sper să nu ne înghesuim așa cu turiștii. Industria artigianale prodotitice. Mamă, fugiți turiști! Loc. Ah, ce fain. Au și un bloc. Au magazine, au înghețat, au cafenele, au plajă. Am ajuns în Ortigia, insula din o extensie a lui Siracuza. Și aici sunt câteva monumente sau câteva atracții grecești. Templul lui Apollo, Muzeul Arhimede și Fântâna lui Diana. Bicicletă tur. Da. Plaja din Ortigia. Cartofi cu calamari și cu ceva pește. Se termină zona pietonală. Aici vin mașini. Asta e stradă de mașini.
și asta. Am ajuns și la templul lui Apollo. După ce am văzut fântâna lui Diana, secol 6 înainte de Hristos. Am dormit ultima noapte, de fapt mai avem o noapte în Palermo, dar din traseul nostru ultima a fost la Taormina. Și să vă arăt unde am avut noi cazarea în Taormina și cum se vede de aici orașul. Uite lămâi. Vezi lămâiul? Da, deci nu e mare camera, dar e Taormina și... Toată lumea are câte un pic de terasă pe aici, uite. Cum arată clădirile. Ultima noastră destinație din Sicilia, Taormina, astăzi mai avem un pic și înapoi în Palermo. Dar premianții gata cu cei mai buni. Închim cu un par de șampanie. Asta e Taormina. Aici mergem să explorăm un pic, ne dăm până sus, până jos, până stânga, până în dreapta. Până la teatru, până la plajă, poate un pic, vedem. Grădina din Taormina. Și e ca o junglă. Taormina văzută de la înălțime. Vecii pe undeva am stat și noi. Plajă de autostrada în tuneluri. Aici este autostrada cu tunelul și s-a dus așa până în vârf cu construcțiile. No, unde au aia casa? Roxana, au aia acolo sus. Cum se cheamă pe la noi? Taormina Râsăchită. Tot un deal și o vale și un munte și niște drumuri înguste. Așa ne plimbăm noi prin Taormina. Dacă nu ai ce face, vii și îți închiriezi Ferrari sau poți să-ți iei un Lamborghini între 15 minute, 150 de euro sau 3 ore, 1100 de euro. Așa sunt bijuteriile. Se închiriază, maxim 3 ore, până la Edna și înapoi. Sau Lamborghini. Ne plimbăm prin Taormina. Sunt două parcări, una într-o parte de centru și una în cealaltă. 2 euro o oră, 6 euro a doua oră. Sole mio, al rompiatello.
toate zonele consacrate, unde mergi la un obiectiv foarte, foarte renumit, eu îi spun că e drumul crucii. Adică mergi să găsești obiectivul, dar s-a făcut la magazine și la tarabe de nu mai ai aer. Ui cum e aici până ajungi la teatru istorico. Sunt foarte frumos, că sunt lucruri faine și de calitate. Aduce. Prețul la bilete la teatru. Dacă vii și stai la coadă, este 13,5 euro intrarea de adult. Am luat online, n-am mai stat nici la coadă și am plătit doar 13 de adult. Se pregătesc de ceva cântări. De drumul cu mașina pe prin Sicilia. Benzina costă 1,85 litri și autostrăzile sunt peste tot. Roatele la insulă găsești autostrăzi. De la Palermo până am ajuns în Catania, nu am plătit nici un euro, n-am plătit nimic la drumuri. Și ultimul nostru traseu este Taormina, Palermo. Palermo, prin Cefalu, să-l vedem pe la un pic și cam asta. Cam asta. De la Siracuza și până aici la Cefalu am plătit 13,2 euro, ieri și astăzi. Am ajuns la ultima noastră destinație, Cefalu. Cefalu. Un sat pescăresc pe partea din nord a insulei. La o oră de Palermo. De două zile jumate n-am văzut soarele, acum și soarele se lumează foarte, foarte frumos aici, așa cumva să ne ungă la suflet, să ne bucurăm de vara aia care ne doream. Concluzia, dacă nu bem, mâncăm dulce. Cred că e mai bine să bem, că nu se arată atâtea calorii. Limoncello, tiramisu. Și ăsta mai penibil, ceva cu căpșuni. A, dar și cu pistații. Aici sunt minunate ascunțiturile de soare, dar noi nu o să stăm chiar atât de mult. Dar vedem. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-mi și mie un like, lăsați-mi și mie un comentariu și spuneți-mi cum vi se pare Sicilia, dacă ați găsit ceva interesant sau dacă vă face cu ochii să o vizitați și nu uitați să vă abonați să nu ratați următoarele mele postări. O zi minunată și Doamne ajută! Ciao! Pa!